singurătate cu o simplă formulă Feng Shui, formula Kua. Despre acest număr secret pe care astăzi îl deșifrăm, vorbim și ne învață consultantul nostru Feng Shui, Gena Rusu. Bună dimineața, Gena! Bună dimineața, bine v-am găsit! Am pronunțat bine Kua? Kua, numărul Kua. Kua. Da. Kua. Care, ce înseamnă mai exact? Este vorba despre energia personală. Se află foarte simplu. El ne poate influența viața, are niște caracteristici. Este foarte important de activat sau dezactivat în casă, în spațiul în care locuim. El ne poate spune care sunt direcțiile favorabile din casă, din locuința noastră. Însă, eu aș sfătui oamenii să nu pună foarte mare preț pe această informație, și anume să găsească neapărat direcția favorabilă, sau dacă se întâmplă să observe că nu stau cu fața către cea mai bună direcție, să nu intre în panică, pentru că nu influențează atât de mult din acest punct de vedere. Sunt alte lucruri mult mai importante care îi pot ajuta. Te ajută și acest număr cu numărul cuplului. Putem să mergem la flipchart ca să ne arăți cum... Nu este numărul cuplului, însă ne poate vorbi despre compatibilitate. Da? Da. Despre compatibilitate și pot să mă uit doar la anul de naștere a unei persoane ca să știu dacă am coa, adică energia mea este compatibilă cu energia celelalte persoane. Compatibil și astfel... cu compatibil cu ceva pe acolo, nu cu. Da. Există o formulă foarte simplă de calcul. Să zicem că ea este diferită pentru femei și față de bărbați. Să spunem că avem o femeie născută în 1983. Da. Ea vrea să afle care sunt potențialii câștigătoare. Cei cu care, cei cu care ar putea să fie compatibilă într-o relație de cuplu. Da? Și cum facem? Se adună ultimele două cifre ale anului, da? 8 plus 3 egal 11, ținând cont că în Feng Shui sunt doar 9 stele, deci doar 9 cifre, de la 1 la 9, 11 este un număr mai mare de 9, atunci îl adunăm și pe el, da? 1 plus 1 egal 2. Întotdeauna numărul obținut din adunarea acestor două cifre se adună la rândul lui cu o constantă. Da? Întotdeauna pentru femei constanta este 5. Da? Așa. Și atunci o persoană, o femeie născută în 1983 poate avea coa 7. Așa, bun. Da? Bun. Și la bărbat? Având această informație, pot să știu în ce grupă se încadrează coaul meu. Există două mari grupe, de est și de vest. În funcție de aceste grupe, există compatibilități. Adică, această fată poate fi compatibilă cu cei care au coaurile tot în grupa de vest, pentru că ea este în grupa de vest. Da. În grupa de vest sunt coaurile 2, 5, 7, 8 și 9. Da? Deci doar cu aceste numere ea mulțumesc. Ar putea să... Mulțumesc frumos. Să fie compatibilă. Deci, în, dacă avem acești coa, da? Aici trebuie făcută o mică observație. Fiecare coa aparține unei trigrame. În Feng Shui e o discuție mai amplă. 5 nu are nici trigramă, este singura cifră, singura energie, singurul coa care nu are trigramă. Și atunci există o formulă pentru femei. Da? Femeile născute în an al cărui coa este 5, ele de fapt au coa 8, iar pentru bărbați care sunt născuți în an cu coa 5, coaul lor este 2. Aha. Da? Deci dacă vă este 5, ca să știți, la femeie 8, la bărbați da. 2. Da. Bun. În rest se aplică această formulă. Și la bărbați același lucru, da? Dacă e născut, nu știu. Da, numai că este o altă constantă aici. În loc să scad, în loc să adun, scad pentru bărbați. La bărbați scad. Scad. Pe aici să scriem un exemplu ca să... Să zicem 1968. Da? Așa. Se adună 6 cu 8, 14. Da? 1 da. Cu 4, 5. Da? Da. 5 minus 5. Mă rog. Deci la femeie este, adunăm da, cu 5. Se adună cu 5, da. Și la bărbat scădem cu 5. Scădem cu 5. Da. Este egal 0, nu există coa 0 și atunci el devine 1. Coa 1. Da. Bun. Da, 1 este în cealaltă grupă de est. Da? Uh-huh. Este în grupa de est. 1, 3, 4, 9, 4, 9, 9 nu e aici, scuze. Da, perfect. Da, 1, 3, 4, 9,
grupa de est. Acest bărbat, da? Cu această femeie sunt, au coaurile în grupe diferite, șansele să fie compatibil sunt nule. Sunt reduse. Sunt reduse. Sunt reduse. Da? Cam așa se procedează. Da, ca să fie compatibil, deci ce numere, poți să ne scrii aici, ce da, numere cu ce deci, numere, ca să, da, pentru cei care pentru calculează vest, acum. Da, da, pentru cei din vest, compatibil sunt tot 2, 5, 7, 8. Da. Da? Spre exemplu, 1976 este un an pe care îl știu, are cu a 9. Cei născuți în 76, da, și au cu a 9, sunt compatibili. Mm-hmm. Da? Așa. Femeile din 76 au cu a 9, da? Cu un bărbat din 68 există compatibilitate. Da? Deci niciodată să nu amestecăm. Nu bine, e vorba este... să nu amestecăm. Este un criteriu, da, unul dintre criterii. Pe lângă care ne putem ghida. Acest cu a, există și alte motive, da, și alte lucruri care fac să există compatibilitate între două persoane. Există influența zilei de naștere. Acolo avem influență foarte puternică, mult mai puternică decât acest cu a. Da? Uh-huh. Dar dacă nu au cum să apelez la un specialist, nu știu cum să calculez, nu știu cum să aflu care este influența zilei mele de naștere, ce element, da, al sinelui există în ziua în care m-am născut, da? Unul din cele 5 elemente, apă, pământ, metal, lemn, foc, pentru că acesta arată adevărata compatibilitate, poți să apelezi și la acest sistem de calcul. Am văzut că există și pe internet, sunt deja... Sunt calculatoare. Sunt calculatoare. Eu cred că Zoia poți să dai, dacă scrii numărul cu A pe Google, o să-ți dea un site, da, unde e un calculator, îți bagi sunt datele numeroase. Și afli imediat, dacă poți să ne dai aici. Da. Și pentru, aș vrea să mai facem un exemplu. Te și rog. De ce? Pentru că e o formulă destul de complicată și ca să înțelegem mai bine, deci, până găsim și calculatorul digital. Tu, pe datele noastre? Da, pe ce an ai născut? 1990. 1990. Da? 9. Da. Plus 5, da? Pentru că ești... La femeie, da, se la femeie, adună cu 5, da? 9, da? Plus 5, 14. Pă, nu, cu 1 cu 4, 5. Și atunci cu aul tău nu este 5, da? E pentru că 2. Este... Nu, 8. 8. Pentru că 5 nu are trigramă, da? Aha. Și atunci cu aul tău este 8. La bărbați era 2. Nu? La bărbați este 2. La, deci dacă vă este cifra 5 la femei, coaul va fi 8. Dacă vă este 5 la bărbați, coaul este 2. Coaul este 2. Nu, și nu, tu? Este un calculator digital unde îți bagi. Da. Data, tot, Zoia, deci nu poză. Este așa, foarte simplu. Dacă vreți să vă calculați coaul, intrați pe internet, dar... fiți atenți la ce informație luați de pe internet, da? Nu, pentru ziceam că doar să reușim să calculăm. Răzvan, da, născut tot în 1990. Tot în 90. Dar la deci bărbat scădem. Dai să, da, facem. Nu? Da. Scădem. 1990 este pentru el. Da, înseamnă 9 minus 5 egal 4. 4. Coaul este chiar 4. Este 4. Și 8 cu 4, adică noi doi? Bine, profesional. Avem profesional. Deci avem grupa de est. Cu aurile 1, 3, 4, da, 9. Grupa de vest, celelalte 2, 5, 7, 8. Bun. Da? Deci tu ești în grupa de est, da, tu, și Natalia este în grupa de vest. E, poate ne, da, potrivim undeva pe la mijloc. Bineînțeles, sunt convinsă. După cum ați observat, cu profesional funcționează, okay, foarte am bine relația și voastră. Și calculatorul, da, își făcuse Zoia. Hai să vedem la Raluca. Zi data nașterii, Raluca. 16-11-1986. Feminin calculează 1. Da. Și este mai simplu. El reduce imediat, da, nu se arată, da, tot. Da. Dar putem, da, să facem și noi, să vedem. 1986. 1986, da, ai zis, da? Da, da, da. 8 cu 6, 14, da? 5, minus 5. 0, de fapt, este 1. Care, a, ia uite. Ai văzut ce tare? Aha. Cu A1. Și ce zice acolo? Ia să vedem dacă este și adevărat, că ai spus să nu ne luăm. Hai să, da, vedem ce zice la 1. Direcțiile favorabile, da, da. Pentru că vorbim despre grupa de est. Sunt nord, sud, sud-est și est. Da? Așa. Da, acestea sunt direcțiile favorabile pentru grupa de est. Pentru grupa de vest sunt celelalte vest, sud-vest, nord-est, nord-vest. Da. Și se spune că direcțiile favorabile pentru o grupă sunt nefavorabile pentru celelalte.
Da? Deci dacă pentru est avem ca favorabil sud, nord, sud-est și est, iar pentru vest avem sud-vest, vest, nord-est, nord-vest, da? Așa. E încrociri, sunt nefavorabili. Bun. Dar poți să ne spui așa, că ai spus că sunt 9 stele. Poți să ne spui pentru fiecare cifră în parte, nu știu, cât de greu e să... Da, eu nu pun... Da, și nu că nu am cum. Nu, pentru mine nu contează această semnificație foarte mult. E foarte important pentru caracterul persoanei, pentru personalitate și pentru destin, pentru aflarea destinului. Este elementul care guvernează ziua de naștere. Da? Acolo putem vorbi foarte mult și acolo chiar influențează. Este foarte important să știm. Văd că aici ne mai dă un tabel. Direcția de succes, direcția de sănătate, de dragoste, dezvoltare personală și supremă. Îi spune nord-est, nord-sud, est, spre vest. Și cum? Trebuie să te îndrepti la... partea sau trebuie să pui în locul casei? Să privești în momentul în care muncești, să zicem că ai un job de birou și stai la calculator, să fii cu fața către direcția favorabilă banilor. Am înțeles. Da? Trebuie să avem o busolă la noi. Trebuie să ai o busolă. Care să ne ghideze cumva. Da, da. Dar poate că sunt oameni care lucrează în spații deschise și nu au cum să-și așeze birourile pentru că există o politică în sensul ăsta. Și eu n-aș vrea să intre în panică. Da? Pentru că nu este un pericol dacă nu lucrezi cu fața către direcția cea mai bună. Da, există destule amulete, remedii pentru... Amulete, da, există. Sau de exemplu, feng shui, da, în feng shui, în nord, dacă pui apă și sare, chiar dacă tu stai cu fața către nord, da, și să zicem că ești în grupa de vest, da, și nordul nu ți este favorabil. Pui un pahar cu apă, pui apă, sare, monede și atenuezi din energia negativă, da? Pentru direcția dragoste, de exemplu, dacă direcția ne este blocată cumva și nu o găsim nicicum. Ce punem în ce putem să punem? Ideal ar fi să reușim să dormim în așa fel încât această energie să fie favorabilă. Da? Bine, putem să ne facem patul în living dacă acolo este. Sau, da, de acasă ne orientăm. Din punct de vedere Feng Shui, anul acesta, în sudul casei, este o energie care ne poate influența relația de cuplu. Și atunci, ca remediu, ar fi să folosim un obiect din ceramică roșie sau galben, bej, maro, portocaliu, culorile pământului sau culorile focului. Să amestecăm cele două elemente. Dacă nu reușim să activăm sau să încetinim această energie, da, putem să fim mai atenți la noi, să lucrăm puțin cu noi. Da? Acest coa este important. Este important în momentul în care facem evaluarea Feng Shui a spațiului în care locuim și aflăm că dormim pe el. Adică steaua aceasta este acolo unde noi ne odihnim. Dacă tu dormi, spre exemplu, pe Răzvan, era să zic Cătălin. Da, se mai spune, Cătălin botezat, bine, sunt pe drumul cel bun. Așa. Da. Dacă tu dormi pe această stea 4, da, în urma analizei se vede asta, riscul de boli grave este foarte mare, pentru că există un principiu în Feng Shui tradițional. Eu am răcit, ba termicorăceală, ba dauna. Da, da, este o vreme mai puțin bună din punctul ăsta de vedere, deci pentru că și eu am răcit. Deci direcția 4, nu? Adică atunci, să nu mai doarmă pe acest număr. Da, da, dar nu știi tu singur dacă dormi pe direcția cea mai bună, pentru că există niște formule de calcul pentru asta locului. La fața locului. Nu e vorba despre acest calcul. Poate facem o emisiune viitoare într-un live acasă. Cu mare să drag. Măsurăm, să vedem exact pe ce număr dormim, pe ce număr avem la intrare, în hol, nu? Ca și vezi exact de ce remedii ai tu nevoie acasă. Deci așa, aceasta este cea mai importantă informație. Să nu dormi pe coaul tău, da? Pe energia ta, pentru că există risc de boală. Dar ar fi bine să dormim pe coaul celui pe care ne-l dorim alături de noi, ca să vină mai repede dragostea în viața noastră. Da, există un 8. Da? 8 este steaua care, steaua care ne aduce relație de cuplu, armonie în cuplu, stabilitate în cuplu. Da, steaua 8, dar este vorba despre acea energie a casei noastre, a apartamentului, da? În care locuim și ea ne poate susține în relația de cuplu și
poate să ne aducă, da, fericire, stabilitate în cuplu. Și bani? Bani este tot 8. Tot 8. 8 este cea mai bună energie a prezentului până în 2024. Este o energie care guvernează și copiii, tinerii. Dacă facem o scurtă analiză, vedem că din 2004 până în 2024 foarte mulți tineri s-au îmbogățit. Da? Și cum s-au îmbogățit? Folosindu-și mâinile pe tastatură, da? Pentru că 8 guvernează ca parte a corpului mâinile. Ce tare. 8, practic, reprezintă semnul infinitului întors. Acum se spune în Feng Shui că de aceea este aducător de belșug. Fiecare stea guvernează odată la 20 de ani. Da? Fiecare dintre cele 9 stele, de la 1 la 9, guvernează timp de 20 de ani. Și acum suntem în epoca lui 8, care, da? Din 2024 până în 2044 va fi 9, iar 9 vizează femeile de vârstă medie. Da? Deci femeile care au nu sunt neapărat tinere, copile, dar nici bătrâne, cele de vârstă medie. Păi, da. Și atunci numărul meu, dacă este cu A, este sau cu A, da. Tu ești compatibilă. Sunt compatibilă, deci, cu numărul... Da, ești compatibilă cu... Dar lucrez la antena stelelor. Corect. Că noi avem o stea în logo. E sens negativ sau pozitiv? Nu, e pozitiv, sau... e de bine. Tot ce vine de sus, da, și are conotație cu stelele, cu universul, este stele. Foarte bine. Da. Că și noi star matinal, antena star, adică peste tot avem stele. Facem conexiuni. Deci e bine. Da. E de bine. Deci numele a fost ales în stil Feng Shui, ca să spunem așa. Da, fără, intuiția funcționează de cele mai multe ori foarte bine. Este important să o ascultăm. Mulțumim foarte mult. Te găsim pe Facebook, Instagram. Da, Gena Rusu, consultant Feng Shui, acolo sunt foarte activă. Sigur, mai au întrebări de spectatorii noștri, că uitați-o pe Gena Rusu pe Facebook.